Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupției, începe să prindă la minte sau cel puțin a început să înțeleagă unii o nimerită în și mafie și cine o înconjoară pe ea. Fiți atenți la înregistrarea pe care o publică presa cu scurgeri de informații din interiorul CNA-ului, în care așa pretinsa înregistrare spune cum dictatoarea Drăgălin, șefa Procuraturii, îi șantajează și terorizează pe ofițerii CNA. Eu astăzi o susțin pe această șefă de Procuratură, Drăgălin, care o înțeles că, de fapt, mafia adevărată este în Centrul Național Anticorupție. Numai că îi spun, doamnei Drăgălin, că mafia nu doar la Centrul Național Anticorupție, dar și în Procuratura Anticorupției. Procurorii crescuți de Viorel Morari și cei care au uzurpat puterea în stat și au protejat schemele și au bătut joc de primari, au îngenunchiat mediul de afaceri, o rămas intactă. Și acum doamna Drăgălin a ajuns la concluzia că dacă va intra peste ofițerii CNA cu mascații să-i vadă familiile și copiii când vor fi încătușați, vor să prindă la minte. Nu, Drăgălin, o să-ți scoată ei cu cătușile pentru că ăștia sunt mai mulți și sunt uniți. Și când se simt ei amenințați, or să acționeze. Uitați-vă cum au făcut scurgeri de informații de la așa numita ședință închisă de lucru dintre Procuratura Anticorupției și Centrul Național Anticorupției. Ia uitați-vă la înregistrare și comentăm împreună. Nu cum, dragi prieteni, eu înțeleg, fata asta chiar o nimerit într-un cuib de balauri, într-un cuib de crocodili, de șerpi venenoși, care au pretenții, care au pretenții de nobili, care au vile, care au iahturi, mulți dintre dânșii îți băieți realizați cu milioane și cu milioane, care au relații și legături între ei de te doare capul. E adevărat că au venit în ultima perioadă câțiva studenți pe acolo care târâie mapele pe coridoare, dar ăștia nu contează în ecuația mafioților mari. Eu încă o dată repet, Drăgălin de data asta trebuie susținută, pentru că ce îi spune ea este adevărat. Bandiții tot timpul au fost bandiți. Ei au căutat cum să fure, cum să amăjească, cum să jăcmănească. Dar cei care trebuiau să-i prindă pe bandiți, Centrul Național Anticorupție, corupția mare, pe peștii mari, pe balauri mari, pe Nichiforciuc, Plahotniuc, Andronache, toți ăștia, de fapt sunt complicii lor și sunt mai periculoși, pentru că ei au misiunea să-i prindă pe bandiții mari, dar ei nu că nu i-au prins, dar au colaborat cu ei, i-au protejat, le-au închis dosarele sau s-au făcut că fac dosare și le-au asigurat proprietățile de miliarde furate de la moldoveni să fie intacte, neatinsă. Și acum a venit o doamnă de peste ocean care n-are neamuri cu mătri în procuratură și în CNA și ăștia pur și simplu o torpedează, își bat joc de dânsa, o fac de nimic, că ea e proastă, că ea nu știu cum. O fie proastă, dar nu faci parte din gașca voastră de bandiți. Asta e problema voastră și voi nu știți cum să reacționați și cum să acționați. Credeți că dacă faceți scurgeri de informații în public, o să vă iubească societatea? Așei care i-a terorizat ani de zile și de-al de Ghenuț Stănase de ăsta de la CNA, care a devenit multimilionar. Ghenuț Stănase, de care a uitat societatea, are 300 de imobile scris pe el și are blocuri întregi la Iași. Ce mai vorbește societatea de Ghenuț Stănase? Unii deputatul Adrian Cheptănar și alții care spuneau, las că noi arătăm lui Ghenuț Stănase. Nu i-a arătat nimeni nimic. Ba da, el din contra, v-a arătat el cât de ține puterea în CNA și în Procuratura Anticorupție. Nu i-ați făcut nimic, nu i-ați luat un imobil, nu i-ați făcut nimic, n-ați trimis dosarul. Dar de-al de Ghenuț Stănase, Moraru, cel care de la Orheiul Vechi, am uitat deja, Butuceni, cei care, de fapt, dețin puterea reală, o să sape în continuare oricare reformă pe care vrea să o facă Drăgălin, procuror și din America, sau oamenii buni care și-au pus speranța într-o fată care nu face parte din colectivul ăsta de monștri, de balauri. Centrul ăsta Național Anticorupție împreună cu Procuratura trebuie lichidată, nu poate fi reformată. Pe ăștia care au simțit gustul sângelui, care au băut sângele oamenilor, nu-i corectează nimeni. Nu-i poți trece prin vetting, prin anti-vetting, pre-vetting. Ăștia sunt balauri. Ăștia trebuie să fugăriți cu o ștampilă în pașaport unde să nu fie angajați niciodată în statul ăsta, sub nicio formă, nici într-o calitate. Pentru că ăștia nu-i corectează nimeni. Eu credeam că se poate de făcut ceva. Nu poți face nimic cu ei. Ăștia trebuie să dați afară. Să ducă să lucreze în Italia, să ducă să lucreze în Marea Britanie, să ducă să lucreze la privat, să facă firme, pentru că ești așa mulți dintre dânșii sunt oameni de afaceri. Așa că, doamna Drăgălin, dacă te-ai apucat să faci reforme, fă până la urmă, că altfel o să te pun în colet și o să trimat în Statele Unite de unde ai venit. Că ăștia sunt cinici, ăștia m-au închis pe mine
Și am mai înțeles că intră cu mascață pe tine și își bat joc, își șterg picioarele de tine și după care nu se întâmplă nimic. Ai înțeles, doamna Drăgălin? Dacă nu o să reacționezi și nu o să faci nimic și oamenii buni din Parlament nu o să te susțină, o să vină pe tine mascață de la CNA cu măști și o să spună că ai luat mită, că ești implicat în scheme și o să te facă de rușine. Ține minte! Litvinenko nu înțeles. Și întrebați-l pe Litvinenko unde e acum. Litvinenko crezi că se joacă cu balaurii ăștia, că el îi poate îmblânză, că el poate să vorbească cu Ivanov, el poate să vorbească cu Bulat, el poate să vorbească cu Rurac, el poate să vorbească cu Viorel Morar și ăștia o să facă tot ce le spune, nu n-o a făcut nimic. Bamă din contra, l-o scos din circuit politic pe Litvinenko și pe mulți o să-i scoată. Bandiță ăștia mari.